Salut! În clipul de astăzi o să încercăm rezolvarea subiectului 4 din 2023. Este clasicul exerciții cu raporturi între termeni. La 33 avem 3 afirmații sau 2, mă rog, în funcție de exercițiu și concluzii. Trebuie să vedem care concluzii pot fi deduse din afirmațiile date, ce înseamnă că pot fi deduse, adică doar în acel fel poate fi. Nu mai poate fi și în alt fel. Dar o să vedem imediat. De exemplu, la 33 avem așa, unii artiști au IQ ridicat și avem așa, avem artiști și avem persoane care au IQ ridicat, o să hașurăm porțiunea care ne interesează. Deci unii artiști au IQ ridicat. Bun. A doua afirmație zice că toți indivizii cu IQ ridicat sunt laureați de Nobel. În mod normal, am putea să reprezentăm grafic așa. Deci toți indivizii cu... Așa. IQ ridicat sunt laureați de Nobel. Bun. Și acum să vedem concluziile. Prima concluzie zice toți artiștii au IQ ridicat. Din start nu poate fi corectă pentru că aici avem unii artiști au IQ ridicat. A doua afirmație, unii artiști au IQ ridicat și sunt laureați de Nobel. Se referă fix la porțiunea hașurată, adică în această porțiune avem și artiști și persoane cu IQ ridicat și laureați de Nobel. Este intersecția tuturor celor trei cercuri. Bun. Deci a doua concluzie poate fi, adică este corectă. Poate fi dedusă din afirmații. 3. Unii artiști nu au IQ ridicat și sunt laureați de Nobel. Bun. Este posibil acest lucru dacă am face, de exemplu, cercul așa. Deci nu au IQ ridicat și sunt laureați de Nobel. Însă relația dintre laureați de Nobel și persoane cu IQ ridicat nu este specificată. Nefiind specificată, nu putem deduce o concluzie. Deci, concluzia 3 nu o să fie corectă. Și concluzia 4, niciun artist nu are IQ ridicat și nu este laureat de Nobel. Această concluzie nu poate fi corectă deoarece avem iar unii artiști și aici ne spune niciun artist. Deci, sunt contradictorii afirmațiile, rămâne doar concluzia 2, adică răspunsul corect este ce? Doar concluzia 2 poate fi dedusă. Și mergem la barem să ne verificăm, la 33 avem ce? Mergem mai departe la 34 și avem afirmațiile următoare. Unii antrenori sunt oameni inteligenți. Am antrenori și oameni inteligenți. Bun. Hașurez ce mă interesează. Antrenori și oameni inteligenți. Apoi, niciun om inteligent nu este înțelept. O să fac un cerc. Aici o să pun om înțelept. Bun, și cu galben am să fac o reprezentare paralelă, să zic, da? Pardon. Aici am om înțelept, la fel niciun om înțelept nu este om inteligent. Care este diferența? În prima reprezentare, cea cu roșu, om înțelept nu are nimic în comun cu antrenori. În a doua, om înțelept este inclus în antrenori. Putem să reprezentăm în mai multe feluri. Bun. Apoi, 3. Unii înțelepți, schimb iar pe culoarea roșie, unii înțelepți sunt nemuritori.
La fel pot să reprezint așa, de exemplu, și să am nemuritori și să am unii înțelepți sunt nemuritori, sau cu galben, o variantă paralelă, să zic așa, pot să zic că, da, unii înțelepți sunt nemuritori și să am porțiunea hașurată, intersecția dintre înțelepți și nemuritori. Bun. Și acum, haideți să vedem concluziile. Concluzia 1, există antrenori, da, care nu sunt nemuritori. Deci există antrenori care nu sunt nemuritori. În cazul în care o să șterg cercurile cu galben, da, în acest fel există antrenori care sunt nemuritori. În această situație nu mai există antrenori care sunt nemuritori. Deci nu avem cum să spunem că concluzia 1 reiese cu necesitate din afirmațiile de mai anterioare. Mă rog. Trecem la 2. Unii antrenori nu sunt înțelepți. Am antrenori care nu sunt înțelepți, o să fac cu albastru. Deci am această porțiune de antrenori care de fapt sunt oameni inteligenți și această porțiune din oameni înțelepți. Da? Sau mă rog, nu ne mai interesează porțiunea de sus deocamdată, numai puțin. Deci, ce am hașurat cu albastru, am antrenori care nu sunt oameni înțelepți. De ce? Pentru că oamenii înțelepți este în poziție cu oamenii inteligenți și acea parte din antrenori sunt de fapt oameni inteligenți. Deci, concluzia 2 este corectă. Oamenii inteligenți este în opoziție cu oamenii înțelepți și această parte, de fapt, sunt oameni inteligenți care nu sunt oameni înțelepți, dar sunt și antrenori. Acei antrenori nu sunt înțelepți. Bun. 3. Unii nemuritori nu sunt inteligenți. Ok. Aici o să iau un negru. La fel. Aceștia sunt nemuritorii, da? Care nu sunt inteligenți. De ce? Pentru că ei sunt înțelepți și acei înțelepți sunt în opoziție cu inteligenții. Deci concluzia 3 este corectă. Oricum am reprezentat nemuritorii și dacă i-am reprezentat cu galben, ar fi aceștia, de fapt, care nu sunt inteligenți. Bun, și concluzia 4, unii înțelepți nu sunt antrenori. Bun, dacă mergem pe varianta reprezentată cu roșu și am să șterg chiar galbenul, dacă merg pe varianta cu roșu, am înțelepți care nu sunt antrenori și răspunsul este da, am înțelepți care nu sunt antrenori. Dacă în schimb reprezint grafic în acest fel, nu o să am înțelepți care nu sunt antrenori, deoarece toți înțelepții, da, sunt antrenori. Și concluzia 4 nu poate fi, deci, dedusă cu necesitate din premise. Ne rămân concluziile 2 și 3, deci o să fie corect C-ul. Mergem mai departe la 35. Toți câinii sunt mamifere. Am aici câini. Toți câinii sunt mamifere. Bun. Apoi, toate mamiferele sunt vertebrate. Bun. Și nicio vertebrată nu este moluscă. Ok. Este singurul mod în care putem reprezenta grafic, adică în această situație la 35 nu avem alte posibilități.
Ok, și haideți să vedem. Concluzii, nicio moluscă nu este câine. E clar, moluscă și câine raport de opoziție. Ok, deci nicio moluscă nu este câine, poate fi dedus. Apoi, niciun mamifer nu este moluscă. Am, da, între moluscă și mamifer, clar, opoziție. Deci, și a doua concluzie poate fi, adică poate este corectă. 3. Unele vertebrate sunt mamifere. Am vertebrate și mamifere. Dacă toate mamiferele sunt vertebrate, atunci și unele vertebrate o să fie mamifere. Deci și concluzia 3 este corectă. Și concluzia 4. Toți câinii sunt vertebrate. Toți câinii sunt vertebrate. Păi clar, dacă toți câinii sunt mamifere și toate mamiferele sunt vertebrate, și toți câinii vor fi vertebrate. Deci par a fi corecte toate cele 4 concluzii. Avem B la 35, toate concluziile pot fi deduse și haideți să ne verificăm. La 35 avem B-ul. 34 nu am verificat, era C-ul. La 34, da, am zis C-ul. Ok. Mergem la 36. Și avem așa. Unele corpuri cerești sunt stele. Am corpuri cerești și am stele. Hașurăm ce ne interesează. Bun. Apoi, nicio stea nu este asteroid. Da? O să fac o opoziție între stele și asteroid. Bun. Bineînțeles că pot să reprezint grafic asteroidul și așa și să zic nicio stea nu este asteroid. Adică să-l pun în legătură cu corpul cerești, dar nu mi se precizează legătura dintre asteroid și corpul cerești. Merg mai departe. Toți asteroizii sunt planete, la fel toți asteroizii sunt planete. Bun. Evident că pot să reprezint și așa toți asteroizii să fie planete, dar iar nu am relația dintre planete și corpuri cerești sau planete și stele. O secundă să mut acest cerc să nu... Ok. Deci toți asteroizii sunt planete. Bineînțeles, puteam reprezenta grafic și așa, toți asteroizii sunt planete, sau puteam face chiar un cerc mare, da? Toți asteroizii... Cercul mare era pentru planete. Deci puteam să reprezint în mai multe feluri. Ideea era că doar legătura dintre asteroizi și planete există. Legătura dintre planete și stele și planete și corpuri cerești nu este precizată. Din acest motiv putem reprezenta în mai multe feluri. Bun. Și haideți să... am să șterg cea mai mare reprezentare, că nu este relevantă. Bun. Să vedem concluziile. Unele corpuri cerești sunt planete. Deci, între corpuri cerești și planete nu avem nicio legătură precizată. Pot să fie planete sau pot să nu fie planete. De aceea nu putem să deducem această afirmație. Apoi, la 2. Unele planete sunt asteroizi. Unele planete sunt asteroizi. Da, mi se spune clar că toți asteroizii sunt planete, atunci clar unele planete sunt asteroizi. O să am 2-1, variantă corectă. 3. Unele planete sunt corpuri cerești. Între planete, la fel și corpuri cerești, nu avem o legătură clar exprimată. Deci nu putem trage o concluzie cu necesitate. Și mai avem 4. Unele stele sunt corpuri cerești. Avem aici intersecția
cum să fac cu albastru, intersecția dintre corpuri cerești și stele, dacă unele corpuri cerești sunt stele, atunci și unele stele, cel puțin unele stele, sunt corpuri cerești. Deci afirmația 4 este adevărată și avem 2 și 4. Concluziile 2 și 4 sunt la B. Mergem la 36, da, la barem, să vedem dacă am răspuns corect. 36, răspuns corect B. Bun, mergem mai departe la 37. Și avem, toate reptilele sunt animale care depun ouă. Am reptile și am animale care depun ouă. Toate reptilele sunt animale care depun ouă. Ok, mergem mai departe. Unele animale care depun ouă sunt bipede. Am să reprezint grafic așa. Animale bipede și hașuresc ce mă interesează. Da? Pardon, s-a închis. Bun. Mergem mai departe. Deci aici aveam animale bipede. Apoi, unele marsupiale sunt bipede, mai fac un cerc și pun, mă scuzați, așa, aici avem marsupiale, bipede, hașuresc ce mă interesează și aici hașuresc doar ce mă interesează. Ok, ce vreau să vă atrag atenția aici este următorul lucru. Între bipede și reptile nu avem nicio legătură. Deci poate sau nu poate să fie o legătură între ele. La fel între marsupiale și animale care depun ouă sau între marsupiale și reptile. Deci ce e cu roșu nu există practic ca legătură. Deci nu o să putem trage concluzia. Și haideți să vedem. 1. Unele marsupiale depun ouă. Avem marsupiale și depun ouă. Nu avem legătură între cele două, deci nu putem trage nicio concluzie. Bun. Cu alte cuvinte, unele marsupiale sunt bipede. Această afirmație puteam să o reprezentăm grafic și așa. Și atunci aveam intersecție între marsupiale și animale care depun ouă. Așa nu avem intersecție. Deci, fiind mai multe variante, nu pot trage cu necesitate o concluzie. Bun, la 2. Unele animale bipede, aparțin speciei reptile. Nu avem legătură între animal biped și reptile. Nu avem legătură directă între cei doi termeni, deci nu putem trage nicio concluzie. Apoi, 3. Unele reptile aparțin clasei marsupialelor, unele reptile, la fel între reptilă și marsupiale, nu avem legătură. 4. Toate animalele care depun ouă, da, aparțin reptilelor. Adică toate astea sunt astea, ceea ce nu este corect. Este fix invers, toate reptilele sunt animale care depun ouă. Deci nici afirmația 4 nu este corectă. Și haideți să vedem, da, avem adevărul, niciune concluzii nu poate fi dedus. Mergem la barem, la 37 avem E. 37 E, bun. 38. Unii avocați sunt alergători la maraton. Bun, hașurăm ce ne interesează. Apoi, unii alergători de maraton sunt alpiniști. Hașurăm iar ce ne interesează. Bun. Unii alpiniști sunt piloți de raliu. Da? Am alpiniști și am piloți de
raliu. Bun, la fel hașurez ce mă interesează. Ce vreau să vă spun este că fiecare teren este legat doar de cel următor, nu fiecare cu fiecare. Adică avocați doar de alergători de maraton, alergători de maraton doar de alpiniști, mă rog, și de avocați, adică între alpiniști și între avocați și alpiniști nu avem legătură. Sau între avocați și și piloți de raliu, iar nu avem legătură. Bun. Și haideți să vedem concluziile. Unii piloți de raliu sunt alpiniști. Unii piloți de raliu sunt alpiniști. Am să fac albastru să se vadă mai clar. Este porțiunea așurată, da? Piloți de raliu și alpiniști. Avem legătură, deci prima afirmație este corectă. A doua, unii alergători de maraton, da? Sunt avocați. Avem la fel porțiunea așurată. A doua concluzie este corectă. A treia, unii alpiniști sunt avocați. Între alpiniști și avocați nu avem legătură directă. Deci a treia afirmație nu poate fi dedusă cu necesitate. Și mergem la a patra, unii piloți de raliu sunt alergători de maraton, nu avem legătură între acești doi termeni. Deci nu putem trage cu necesitate nicio concluzie. Deci nici 4 nu este corectă, haideți să vedem, 1 și 2 valide ar fi D-ul. Mergem la barem la 38D. Bun, până aici este ok. Mergem mai departe, 39. Nici o plată a unei datorii către un prieten nu reprezintă o tranzacție bancară. Fac două cercuri în opoziție și aici scriu plată datorie și aici scriu tranzacție bancară. Deci nicio plată, mă rog, a unei datorii către un prieten nu reprezintă o tranzacție bancară. Afirmația 2, toate tranzacțiile bancare sunt transferuri digitalizate. Toate tranzacțiile bancare sunt transferuri digitalizate. Bun, și haideți să vedem concluziile. 1. Există tranzacții bancare care nu sunt transferuri digitalizate. Este fix pe dos. Toate tranzacțiile bancare sunt transferuri digitalizate, deci unul nu poate fi. 2. Toate transferurile financiare digitalizate reprezintă plata unor datorii către prieten, adică toate astea nu poate fi așa, deoarece toate transferurile digitale includ transferurile bancare care sunt în opoziție cu. Deci chiar dacă cercul acesta l-am face cumva să se intersecteze sau, mă rog, cu plata datoriilor, da? Deci oricum am reprezentat, tot avem transferurile bancare, parte din el, care nu vor fi niciodată plata datoriilor către prieteni. Deci nici a doua afirmație nu poate fi corectă. 3. Există transferuri financiare digitalizate care nu reprezintă plata unor datorii către un prieten, dar tranzacțiile bancare, evident. Deci 3-ul este corectă. Și 4. Unele transferuri financiare digitalizate reprezintă plata unor datorii către un prieten. Și cum ziceam mai devreme, da, dacă reprezintă așa. Dacă reprezintă așa, nu. Deci dacă mut cercul să se intersecteze, atunci da, pot să fie unele tranzacții digitale plata unor datorii către un prieten, dar nu cu necesitate. Deci nu pot să spun cu necesitate că a patra concluzie este corectă. Și avem doar concluzia 3, care poate fi dedusă, adică răspuns corect B. 39, răspunsul corect este B. Merg mai departe la
40, avem așa toate camioanele sunt vehicule. După aia, niciun vehicul nu este tren. Bun, până aici doar așa pot să reprezint. Toate trenurile sunt jucării. Pot să reprezint așa, toate trenurile sunt jucării. Evident, relația dintre jucării și vehicule și jucării și camioane, da, nu este precizată. Adică aș putea să reprezint așa, toate trenurile sunt jucării în acest fel și jucării se intersecteze de vehicule, sau aș putea reprezenta așa și să zic toate trenurile sunt jucării și să le cuprindă pe toate. Bun, dar deocamdată lăsăm reprezentat așa. Dacă vreți, pot reprezenta cu galben jucăriile, deci toate trenurile sunt jucării, pot să intersectez vehicule sau mai pot să reprezint toate trenurile sunt jucării, adică jucăriile în acest fel. Toate trenurile sunt jucării și jucăriile să, intersecteze sau să includă, dacă vreți, și camioanele. Bun. Ok. Șterg ce am făcut ca să fie mai clar. Și avem concluziile. Niciun camion nu este tren. Avem între tren și vehicul o poziție, deci între camion și tren la fel o să fie o poziție. Deci prima concluzie este corectă. După aia, unele jucării sunt trenuri. Unele jucării sunt trenuri. Dacă toate trenurile sunt jucării, la fel și unele jucării o să fie trenuri. Deci da, este corectă. 3. Unele vehicule sunt camioane. Dacă toate camioanele sunt vehicule și unele vehicule o să fie camioane, deci afirmația 3 este corectă. 4. Unele camioane sunt trenuri. Nu este așa, între camion și trenuri este opoziție. Avem niciun camion, nu este tren mai devreme la afirmația 1, pe care am pus-o corectă, nu avem cum să punem și 4 corectă dacă am pus 1. Deci ar fi 1, 2 și 3, adică C-ul la 40. Da, avem unii oameni de știință, niciun politician nu este om de știință. Bun, apoi, unii oameni de știință sunt persoane publice. Avem oameni de știință, sunt persoane publice. Sau putem reprezenta paralel cu galben. Unii oameni de știință sunt persoane publice și așurăm ce ne interesează. Bun. Și mai avem toate persoanele publice sunt bogate. Toate persoanele publice sunt bogate. Da? Sau mai putem reprezenta toate persoanele publice sunt bogate. Ok, și haideți să vedem care afirmații pot fi deduse sau nu. Există oameni de știință care nu sunt persoane, oameni de știință care nu sunt politicieni. Da, avem o poziție între om de știință și politician. Niciun om de știință nu este politician, deși unii nu vor fi. Dacă toți nu sunt și unii nu vor fi. Deci concluzia 1 poate fi dedusă. Concluzia 2. Unii politicieni nu sunt persoane publice. Dacă mergem pe reprezentarea cu albastru, avem politicieni care nu sunt persoane publice. Adică mă interesează politicieni și persoane publice.
Dacă mergem în schimb pe reprezentarea cu galben, nu avem politicieni care nu sunt persoane publice. Toți politicienii vor fi persoane publice. Pentru că tot iese din program. Ok. Deci vorbeam de această reprezentare. Deci afirmația 2 nu poate fi dedusă. Apoi, 3. Există bogați care nu sunt oameni de știință. Bogați care nu sunt oameni de știință. Da, oricum am reprezentat, nu putem să reprezentăm bogați care să fie inclus în oameni de știință. Ori se intersectează, deci avem bogați care nu vor fi, ori bogați include oameni de știință, deci la fel rămân bogați care nu sunt oameni de știință. La 4, există bogați care nu sunt politicieni, este același lucru, oricum am reprezentat, avem bogați care nu vor fi niciodată politicieni. Oricum am face cercul bogaților. Sau în intersecție cu politicienii sau să cuprindă politicienii, tot timpul vor exista bogați pe lângă. Deci avem 1, 3 și 4 care pot fi deduse, adică răspunsul corect la 41 este A. Și haideți să verificăm. La 41 răspunsul corect este A. Și mai avem 42. La 42 avem așa. 42. Unele flori sunt trandafiri. Unii trandafiri sunt arbuști și toți alunii sunt arbuști. Deci unii trandafiri sunt arbuști. O să fac mai mare cercul de arbuști. Și toți alunii sunt arbuști. Aici pun toți alunii sunt arbuști. Evident că puteam alunii să-l pun în intersecție cu, cu arbuști. Haideți prima dată să așurăm unele flori sunt trandafiri. Porțiunea respectivă știm cu necesitate că există ca relație. Apoi toți alunii unele flori sunt apoi unii trandafiri sunt arbuști. Această porțiune știm iar cu necesitate și legătura dintre toți alunii care sunt arbuști. Atât există cu necesitate. În rest, alte legături nu există. Și haideți să vedem. Există flori care sunt aluni. Între flori și alunii nu avem o legătură directă, deci nu putem trage cu necesitate o concluzie. Apoi, există flori care sunt arbuști. La fel, da, posibil să existe, depinde cât de mare fac cercul de arbuști, dar nu avem o legătură directă, deci nu pot trage concluzie. 3. Niciun alun nu este floare. Niciun alun nu este floare. Între alun și floare nu am legătură directă, deci nu pot trage concluzie. Adică noi avem așa, unii trandafiri sunt arbuști. Puteam să reprezint grafic așa. Unii trandafiri sunt arbuști. Apoi puteam să reprezint toți alunii sunt arbuști, puteam să pun alunii care să cuprindă florile sau puteam să pun alunii care să fie inclus în floare sau puteam alunii care să fie în intersecție cu floare. Deci, de asta zic că legătura între floare și arbust, între floare și alun, pardon, nu există. De aceea am așurat 3, am șters 3. Și 4, unii arbuști sunt aluni. Unii arbuști sunt aluni. Dacă toți alunii sunt arbuști și unii arbuști o să fie aluni, deci 4 o să fie corectă. Și căutăm doar concluzia 4, adică D-ul. Și mergem la 42, răspunsul este D. Ok, și în acest fel se putea rezolva subiectul 4 din 2023.